Ne-am trezit la ora 7. 7. Dar ieri doamnă mi-a spus că este altă vamă, pentru că de fapt la vama cei care noi trebuie să trecem la vama Petia. Ora de așteptare, adică durata de așteptare, 3 ore. Nu, 3 ore cam nimeni nu prevrea să adă. Și ei au spus că este altă vamă. Și au spus că este site-ul Poliția de Frontier, unde putem să vedem cum. Ei, pe site-ul și ala, vama cei care ei nu spus nu există. Ei vamă de mic trafic, ca și cum, care se deschide numai sâmbătă și duminica, de la ora 10. În schimb, s-a aflat aproape de locația noastră. Da. 10 km. 10 km. Ei, și noi hotărâți să ducem încolo. Mai stat, decât să ne ducem la altă vamă. Era altă vamă la Urziceni, adică altă vamă, dar acolo era timpul de așteptare o oră. Și noi o oră trebuie să ajungem acolo, o oră stăm, adică practic era aproape tot același timp, poate chiar o leacă mai mult decât să ne ducem să așteptăm deschiderea vamei. Ei, în rezultate noi eram a patra mașină și am trecut. Însă s-a găsit un lucrător a poliției, un domnișoară, domnișoară, care a spus că, dar cine sunteți voi? Asta e pentru mic trafic. Nici măcar, zică, da, eu sunt cetățean român. Și ce dacă trăiți în Moldova și sunteți? Zic, eu aceleași drepturi le-am ca așa ești. Ei, eu trebuie să vă întorc înapoi. Și mai scurt, pe tăți așa ies frica cu minte, pentru că tăți acolo nu erau din localitățile astea, tăți erau din alte localități. Adică ei au avut, frica cu minte, vrut să spună că numai din regiunea și unde. Da, din satele apropiate. Din satele apropiate. Nu, nevarnă. Mai scurt, am trecut vama și ei, n-am mers pe autostradă, tătă Ungaria, adică jumătate de Ungaria, ne-au mers prin sate și prin orășele. Da. Și am văzut Ungaria din talpă. Și 200, din talpă 200 de kilometri. E destul de, nu chiar bogat, chiar zice chiar... Nu, dar e curată. De curat. Drumurile nu sunt așa de bune. Drumurile este periferice, sunt mai rele ca drumurile periferice din România. În schimb, în Slovacia, drumurile sunt periferice, sunt minunate. Minunate, în general, nu mă așteptam ca Slovacia să fie așa de frumos. Nu, dar e autostradă, noi 100 de kilometri. Autostradă, da, am mers pe autostradă. 120 de kilometri, 150. Și am recuperat tot ce am... Și ne-a ajutat și că s-a schimbat ora. Altfel nu mai reușim. S-a schimbat ora. Slovacia e cu ora mai târziu, adică dacă la noi, Moldova și România, e ora 12, aici e ora 11. Adică noi trebuie să ajungem la ora 2, ca și cum am ajuns la ora 1. Sau de am ajuns la ora 2 pe lor, da? Aproape. Noi, pe lor era 2. Pe lor 2, pe noastră 3. Adică noi de la 10 am mers până la ora 3. 5 ore am mers. Slovacia și... Cinci ore. Acum noi suntem la 980 de metri înălțime. Cum 980? Ei, 1000 de metri la sfil. 1500? Ei, nu, acolo sunt 2600. Ei, 1000, dar o să vedem mai scurt la câți metri noi suntem. Nu știu. Este ora locală, ora 3:45. Noi cred că o să încheiem aici excursia în munți, dar de fapt e foarte frumos, tare frumos, și foarte răcoare, mult lume, nu e așa mult cald. Lume cu copii. Copii mici de până la un an, copii. Ei, chiar de un an. Și o să ne ducem să cătăm, să păpăm. Și după asta ne ducem la noi, cazare deja e plătită de pe cartel, o să ne ducem să ne cazăm. Ieri a fost o cazare, nu... Scout. Pentru scaut. Dacă să numim asta camping, el era foarte bun, minunat, camping, din nota 10. Dar dacă să-l numim hotel, era din nota 10. Camera, nici scaun, nici măsuță, nu știu, măsuță și aia, și zicea și copchii intră, însă, mai scurt, pentru copii nici era. N-am făcut fotografii, asta a fost... Eu am dormit la podea. Nu la podea, cu un matras așa de 20 cm, la podea. Pur și simplu era scaun supraetajat, care distanța dintre etaje era nici un metru, cred că nu era. Asta pentru copii. Pentru copii, da. Și era scris sus, maxim 120 de kg. Și noi nu ne-am riscat. Nu, n-am riscat să nu suim sus și de atâta jos. Dar jos, mama a zis că sufer de claustrofobie și a zis că eu nu doarm într-o așa spațiu nu închis. Nu pot, eu noapte trebuie să mă scol și să dau cu capul în... Nu, ne vară. Dimineața ne-am trezit, ne păzăia un cățel, o ovčarcă și o mășcățică. Da, mă speria. E ne păzăia așa, e păzăște teritoriul, nu, bun cățel. În general,
Experiența nu e așa de rea, dar pur și simplu foarte nu corespunde. Dimineața au venit în autocar, așteptări au dormit, nu corespunde. Au dormit niște scauți, niște copii acolo. Nu, bun. Ei, până mă asta cam e tot. Da. Davai. Dar e foarte frumos în stațiune chiar jos. În stațiune noi mâine să ne ducem și poate o să facem filmări și mâine seara o să ajungem noi în Polonia. Astăzi suntem în Slovacia, mâine suntem în Polonia, lângă Cracov. Mai discutăm. Да.